Etapa județeană a concursului Exprimă-te liber pentru elevii de gimnaziu și liceu s-a desfășurat în aceste zile la sediul Consiliului Județean Sălaj. Au fost desemnați și premiați cei mai talentați elevi care au pus în scenă cele mai reușite momente artistice. În data de 13 aprilie 2016 s-a desfășurat faza județeană la nivel gimnazial a concursului de consiliere școlară prin art-terapie Exprimă-te liber, concurs organizat de către CJRAE Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Consiliul Județean Sălaj. Premiul întâi a revenit trupei Four Souls, formată din 4 elevi din clasa a 5-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău. Astăzi s-a desfășurat și etapa rezervată liceelor. Dragi elevi, căci vouă vi se adresează acest moment al zilei, vreau să vă felicit pe toți. Ne-ați copleșit cu foarte multe emoții, ne-ați făcut să rezonăm la toate momentele voastre. Vă felicit pentru modul în care ați lucrat, pentru modul în care v-ați prezentat fiecare moment. Îi felicit de asemenea și pe profesorii voștri care v-au însoțit și care v-au coordonat în activitatea voastră. La festivitatea de premiere a participat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, care i-a felicitat pe elevi pentru talentul lor. Precum spunea că toți copiii se nasc artiști. Important e să-și păstreze creativitatea cât se poate de mult. Sunt unii cărcătași care spun că școala omoară creativitatea. Sau că se pierde odată cu vârsta. Nu-i cazul vostru. Și mă bucur că sunteți astăzi aici, în pofida faptului că în toate școlile publice din lume, prima materie este matematica, apoi urmează științele umaniste și celelalte care vă interesează, văd, în mare măsură, artele sunt undeva mai încolo. De aceea, cred că este încă o dată de apreciat ceea ce CJRAE face, și anume să vă ofere posibilitatea să vă exprimați, să vă exprimați liber și să vă etalați creativitatea, care totuși are legătură cu vârsta, pentru că ea presupune și un anumit curaj. Dintre echipajele participante la liceu, momentul căreia i-a revenit prima poziție, a fost pusă în scenă de elevii Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău. Câștigătorii, atât la gimnaziu cât și la liceu, vor reprezenta județul la faza națională a concursului, ce va fi găzduită de municipiul Zalău în luna iunie a acestui an.